poate vapura omului. Vă rog, nu e normal. Nu e normal nici pentru Cristea. Mă, n-am nicio vină, mă, de ce sunt invidioși pe mine? Care am nicio vină? Dumnezeu a vrut, bă, să mă bogățesc. Ce aveți voi cu mine? Pe că care să mă bogățiți, dumne, ca sărăcit, că eu tot n-am înțeles. Ați luat pasive, ați luat active, dar pierde și bani. Pe până la urmă, la voastră... Ce mi-a spus un jurnalist, de ce să opticați? Și domnule, știa optică pe tine, că apar prea mult la televizor. Domnul Muraru, v-am sunat vreodată eu să mă chemați la televiziune? Nu. V-ați rugat de mine să vin? Ba da, în campanie electorală. Și de două ori m-am refuzat? Și ce vina mea dacă mă chemați voi? Nu, dar răspundeți la dar nu sunteți oare cine, domne, sunteți patronul? Păi da, e ce că sunt invidios, domne, de ce m-a adus la televizor? Unul tot așa scria de la, tot la ProSport, scria, nea Gigi, crezi că poți să ne lași, adică să cutai tot așa? Râdeam, mă, ce vina am eu? Eu ce vina am eu? Că dacă se roagă de mine, aseară s-a rugat de mine, dar domnul Becali, din respect pentru suporte și sunt milioane de suporteri stării, sunteți dator, nu dator, obligat, bă, chiar dacă sunteți patron, bă, să răspundeți și să lămuriți toate aspectele. Puternic, că nu mai știi cum să vezi, nu știu, dar dacă investeai așa, dacă investeai așa, că de ce te duci, bă, voi mă chemați la televizor, pe urmă alții spun că de ce vii prea mult la televizor. Nu mai știu eu cum să fac, că dacă nu eram un caracter puternic, să iau lucrurile așa cum sunt și să mă gândesc. Dom'le, recunoașteți că în seara asta... Atunci voi îl distrugeați pe om, mă. Nu, dom'le, nu vreți să-l distrugem. Mă, presa are nenorocit oameni. Recunoașteți că în seara asta ați dat niște răspunsuri la multe întrebări care și le pun, nu doar ziariștii, că ei pun întrebări pentru suporteri, sunt milioane de suporteri. Sunteți de acord că în seara asta ați dat o serie de lămuriri? Numai mie n-ați vrut să-mi răspundeți, dar mă rog, poate... Bine, mă, băieți, uite, da. Nu, asta pentru era... Pentru că mi-e frică de voi așa de tare, să mă nenoroc, să mă distrugi, hai, mă, mă împac cu voi. Totuși, dar nu, eu nu m-am certat, pentru că, mă, cum a luat-o lontan pe mine, domne, să vezi că xenofob, că... Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară. Vreau să vă spun că ce au dat o lovitură de presă, secrete din viața de familie a președintelui, un interviu în exclusivitate... cred că Ioana Băsescu și Bodo sunt de vină pentru toate dezvăluirile din acest număr ultim al revistei Ceau. Ne întoarcem în câteva minute pentru finalul emisiunii. Mai avem întrebări și pronosticuri, că până la urmă uităm de meciul pe care Steaua l-are de jucat. În câteva minute sunteți din nou în direct la Nașu.